La începutul returului, când aveau 13 puncte avans față de locul 2, steliștii nu se gândeau că vor tremura la Giurgiu de frică să nu piardă fotoliul de lider. Steaua nu a impresionat în partida de duminică și a remizat Alb cu Astra, care a avut și norocul de partea ei. Gigi Becali a ales să nu vină la Giurgiu cu Steaua și astfel echipa lui Costel Gâlcă s-a împotmolit la malul Dunării. Astra nu a oferit cel mai strălucit joc, dar a oferit ocaziile serii, iar statisticile au demonstrat că a fost peste Steaua. Meciul de la Giurgiu a relansat lupta pentru campionat între Steaua și ASEA Târgu Mureș. La finalul jocului, steliștii au lovit și au spart ușa de la vestiar, acuzând că arbitrii au greșit în defavoarea lor. Nu știu dacă e vorba că nu ne iese. Am avut ocazii mari în prima repriză, am avut un gol ca și făcut care a fost anulat pe o mare, mare greșeală de arbitraj. Din păcate, totul se întâmplă împotriva noastră. Asta este. Cea mai controversată fază a meciului a avut loc în minutul 11, atunci când Adi Popa a fost semnalizat în poziție de offside, iar tușierul este acuzat că a greșit. Așa când nu merge jocul, pot să zic și arbitrajul, și adversarii, și suporteri, și nu știu. Nu ne căutăm scuze acum, noi trebuie să câștigăm meciuri, trebuie să demonstrăm pe teren că suntem mai buni și asta e. A fost. Dar bineînțeles, mereu la fiecare meci ne fură ceva de la noi. Asta e. George Florescu a fost de părere că nu arbitrajul a decis meciul. A doua repriză, cred că i-am dominat total și nu și-au mai creat absolut nicio ocazie. Din câte mi-amintesc, au avut un singur corner a doua repriză și am reușit să îi ținem în jumătatea lor și să ne creăm noi ocazii foarte clare. Voi vă mai gândiți la locul 2 sau e imposibil? E imposibil. Diferență foarte, foarte mare. Ne gândim să realizăm obiectivul de a participa în cupele europene la anul. Chiar dacă au fost supărați după meci, steliștii nu i-au neglijat pe fanii giurgiuveni și au făcut poze cu ei și au dat autografe.